A început campania de distribuire a tichetelor de Paște oferite de Primăria Municipiului Slatina prin Direcția de Asistență Socială Slatina. Astfel, începând de astăzi, pensionarii cu venituri sub 1200 de lei și persoanele cu handicap grav sau accentuat care au domiciliul în Slatina vor fi căutați acasă de poștași pentru a intra în posesia tichetelor sociale. Astăzi a început distribuirea tichetelor sociale pentru sărbătoarea de Paște 2022. Din 3989 de solicitări, 3931 vor primi poștal tichetele începând de astăzi. Distribuția tichetelor se va face până înainte de Paște. Sperăm ca toți beneficiarii să intre în posesia lor. În condițiile în care, după Paște, mai sunt beneficiari care încă nu au ridicat din diverse motive tichetele, o să anunțăm momentul în care se vor întoarce către direcția socială. Deci o să revenim cu anunț după Paște ca fiecare beneficiar să știe ce are de făcut în condițiile în care nu a intrat în posesia tichetelor. Beneficiarii trebuie să știe că, pentru a intra în posesia lor, au nevoie obligatoriu de actul de identitate, iar reprezentanții legali ai acestora trebuie să dovedească și ei cu acte această calitate. Doar titularul dreptului poate ridica tichetele sociale. Doar în cazul în care titularul dreptului nu este o persoană majoră sau nu are capacitate de exercițiu, atunci reprezentantul legal este cel care ridică tichetele pe baza documentelor care să ateste acest lucru. Tichetele sociale de Paște vor putea fi folosite în 135 de unități comerciale din Slatina. Lista completă a magazinelor care vor accepta aceste tichete va fi atașată în plicul fiecărui beneficiar în parte.